De mai bine de o lună, străzile centrale ale Slatinei au intrat în reparații capitale. Aceste asfaltări nu au vizat și străzi care pur și simplu sunt surpate. Un astfel de exemplu este strada Recea, unde exact de o lună pe alocuri există porțiuni unde s-au creat adevărate cratere. Traficul pe această stradă a devenit o adevărată provă cu obstacole pentru șoferi. De-a lungul timpului aici au fost efectuate diverse lucrări, după cum se vede de mântuială. S-a băgat o canalizare pe aici, zice că a băgat o canalizare, dar n-au finalizat. Și autoritățile au dat un răspuns ceva? Știți când va fi reparată? Niciodată. Nicio relație. Absolut nicio relație. Cum vă descurcați cu mașina? Foarte greu. Uite, e stricată și stricăm mașinile, plătim impozite, taxe și nu... Dar apa aia mare când a apărut? Păi de mult. De vreo câteva săptămâni. Și autoritățile au trecut pe aici, au auzit ceva? Nu știu, că nu prea stăm noi prea mult așa prin zonă, dar văd că au semnalizat-o și atâta. Bine că au semnalizat-o să nu cadă cineva în ea. Suntem în orașul Slatina, nu suntem la țară. N-avem gaze, n-avem canal, n-avem nimic decât apă potabilă, atât avem. Și un drum făcut praf. Și un drum care îl vedeți, da. Când a apărut groapa aia acolo? E mai de mult, v-am mai repetat, e mai de mult. Au mai fost și tot din cauza drumului, că nu l-au terminat, n-au reușit să ducă conducta mai departe și asta e. Dar impozite plătim la fel ca în alte zone de oraș. Deci asta e, nu avem ce să vă... Păcat că avem copii și nu o să plece de aici. Situația în care se află strada Rece a devenit cunoscută municipalității în urmă cu câteva săptămâni, timp în care reprezentanții companiei de apă trebuiau să studieze cauzele problemei. Da, este vorba de o autotasare care a apărut pe traseul conductei de canalizare din zonă. Noi am luat legătura cu cei de la compania de apă pentru a verifica dacă sunt probleme la conducta de apă, dacă sunt fisuri și așa mai departe. Până mâine le-am dat termen ca să ne spună dacă și ce fel de probleme sunt. Dacă nu vor fi probleme, noi vom interveni și vom remedia defecțiunea și vom asfalta zona în acest weekend cel târziu. Poate aceste lucrări care se anunță a fi făcute pe această stradă, de data aceasta vor fi durabile și de calitate.